Aparatul RMN din cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samaria în Călăraș a fost reparat. Costurile s-au ridicat la suma de 200.000 de lei. Managerul unității spitalicești Bogdan Mihai declară că în momentul de față este o anchetă în derulare pentru a stabili cu exactitate cauzele ce au dus la strigarea aparatului. Vă reamintim că în data de 28 februarie, la Spitalul Județean a avut loc un incident când, în urma unei scurgeri de heliu, aparatul RMN nu a mai fost funcțional. Într-adevăr, aparatul, după cum v-am spus, l-a reparat. Am spus în maxim 2 săptămâni, l-a reparat mai repede, într-o săptămână. Implementăm acum o nouă procedură care va da o transparență mult mai mare la tot ceea ce înseamnă activitatea medicală, în sensul că o să începem acum, deja am făcut primii pași, programările la RMN și la CT se vor face printr-un call center. Nu va mai exista interacțiunea unui cadru medical care să intermedieze o programare că el cunoaște pe cineva și că totul se va face ca la o clinică privată, ultra-transparent. De asemenea, implementăm și o procedură în ceea ce privește rezultatele investigațiilor, să fie date într-un timp util. Tot și în perioada următoare o să facem public un număr de telefon la care se va suna doar pentru programări RMN, CT și analize. Restul de consulturile vor rămâne pe celălalt. Adică vrem să ducem cumva ambulatorul într-o zonă care o vedem de fiecare dată când mergem la un serviciu privat. Ultra transparent, ai venit, ai programat cadrele medicale angrenate în proceduri, vor fi prestatori de servicii medicale. Nu vor fi intermedieri, nu își vor da cu părerea asupra oportunității de a efectua un RMN într-o perioadă de timp sau nu. Totul va fi ultra transparent. Alt lucru pe care l-am făcut și am început deja un program pilot este legat de o auditare electronică a prezenței. Am început, am montat dispozitive astfel încât să fie o chestie ultra-transparentă, să știe fiecare cine, ce, când, cum vine la program. Dar astea sunt lucruri pe care noi le facem intern pentru a crește responsabilitatea oamenilor. Este o preocupare constantă și vreau de asemenea să vă spun că noi trebuie să înțelegem la momentul ăsta că în spital lucrurile se îmbunătățesc pe zi ce trece. Nu că înainte ar fi fost proaste sau slabe, dar întotdeauna este loc de mai bine. Ceea ce asta facem constant. Cât a costat repararea RMN-ului? Repararea RMN-ului, acum urmează să avem ultima discuție finală cu firma care asigura mentenanța. Cumva ei înclină să meargă pe o zonă în care manopera este gratuită de la ei și noi doar să asigurăm heliu. O să vedem acum până după hotar, pentru că nu avem un final în ceea ce privește revizul. Suntem într-o discuție clară și la finalul cărei vom ști exact câți bani trebuie să plătim. Estimarea ar fi, dacă am plătit heliu, cred că undeva în jur la 200.000 de lei. Dar da, exact cum v-am spus atunci și așa am și făcut. Asta e logicul discursului, să ne ținem de ceea ce spun. Tot în scopul unei abordări pe probleme ce țin de comunicare, zilele trecute au apărut pe mediul online niște aprecieri făcute de persoane sub o încărcătură emoțională, fără a fi totuși ancorate în realitate, aprecieri pe care le-am demontat punct cu punct. Reiterez rugămintea că în acest moment cine constată o problemă la nivelul Spitalului Județean și dorește să rezolve, are toate pârghile prin care poate să rezolve acest lucru. Respectiv, are o ușă permanentă deschisă și are și niște proceduri clare pe care, dacă dorește, le poate urma în orice situație. Restul aprecierilor nu și-au rost în acest moment de criză decât dacă sunt într-o zonă derapantă sau avem scop doar în îmbunătățirea sistemului în care noi acum trebuie să ne desfășurăm activitatea. Suntem în mijlocul unei crize fără precedent, valul 3, din apreciere tuturor specialiștilor, a depășit tot ceea ce înseamnă previziuni. Suntem la acest moment într-o zonă, într-o curbă ascendentă. Capacitatea paturilor ATI este mereu forțată pe număr de pacienți. Și de aici vă cerem doar să ne lăsați să ne desfășurăm activitatea medicală în condiții de calitate.
Restul, e clar că la un moment va trebui să tragem niște linii, să facem niște socoteli și să vedem dacă cineva sau un sistem nu a funcționat. Singurele măsuri pe care le permitem acum sunt niște măsuri pe care să le facem din mers. Nu ne permitem să facem niște, să oprim sistemul să funcționeze ca să facem, să construim un sistem ideal, așa cum ne-am dorit. Pentru un simplu motiv. Nu s-a construit nicăieri. Nu putem începe noi acum la Călăraș să facem ceva ce nu există prefuncțiune. Nu avem.